Doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Media 120 vorbim despre fotbal, invitat în studioul Nova TV, domnul Ionuț Buzian, președintele clubului ACS Media, și vorbim astăzi despre finanțări, proiecte, realizări, bineînțeles despre stadion, pentru că este un subiect foarte vehiculat în ultima perioadă și așa cum cred că așteaptă toți medeșenii, care sunt obiectivele pentru anul acesta al clubului ACS Media și a tuturor sportivilor, pentru că chiar dacă nu sunt încă mari, cei mici visează să ajungă la echipa mare de la ACS. Bine, da, ați revenit alături de noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Cum a fost anul 2023 pentru ACS Media și cum a fost pentru sportivii care activează în cadrul clubului? Da, cred că o primă realizare de-a noastră este că am stabilizat acest club nou înființat. Practic, toată academia noastră are o activitate normală, cum avea și înainte la clubul Gazmetan Mediaș. Practic acești copii au competiții în fiecare weekend, au cu toții niște obiective, niște trasee sănătoase și cred că într-un scurt timp vor apărea și rezultatele pe care ni le dorim. Anul trecut am reușit 3 dintre grupele de copii junior să fie campioane județene, echipa de under 19 să termine faza zonală pe locul al doilea, iar echipa de seniori, la primul an de la înființare, am promovat de la Liga a 4-a la Liga 3-a. În acest tur de campionat, care s-a desfășurat în anul 2023, am terminat campionatul pe locul 2, loc eligibil cu un baraj de promovare pentru Liga a 2-a. Cred că o performanță extraordinară, probabil foarte puține echipe din țară au reușit acest lucru, adică într-un an jumate de la înființare să fie aproape de Liga a 2-a. Acesta a fost obiectivul pe care vi l-ați propus? Da, încă de la început mi-am propus să duc într-un timp foarte scurt echipa acolo unde ne dorim cu toții, de fapt să duc fotbalul medeșan acolo sus, unde ne dorim cu siguranță cu toții, pentru că această comunitate, acest oraș a fost obișnuit cu fotbalul de performanță, cu cultura aceasta fotbalistică, cu care ne-a obișnuit gazul metan. Cu câți sportivi ați început? Câți sportivi aveți astăzi? La început nu puteam să spun un număr exact, ziceam undeva peste 300 de sportivi. Asta pot spune că avem undeva peste 400, undeva la 420 de copii legitimați și înscriși, pentru că la grupele mici nu le facem carnete, doar după o anumită categorie de vârstă. Da, pot spune că acum ne-am echilibrat din toate punctele de vedere, doar că avem nevoie de o bază sportivă, pentru că ne desfășurăm cu toții activitatea pe teren sintetic. Acum, mai ales că ziua este foarte scurtă, e greu ca toți să ne desfășurăm activitatea acolo. Am solicitat primăriei diverse săli din oraș și am mai trimis acolo mai multe grupe de copii și juniori care își desfășoară acolo activitatea. Deși în curând se va încălzi. Da, așteptăm. E vorba că în momentul de față și noi, echipa de seniori, ne desfășurăm activitatea tot pe terenul sintetic. Avem în total, dacă țin de minte, 12 grupe. Practic, e foarte dificil să... Nu avem cum să comasăm împarți grupele toate acolo. E foarte greu. Încă o dată repet, mă bucur că reușesc și reușim împreună cu ceilalți colegi ai mei
să oferim copiilor bucuria de a face fotbal. Da, vreau să menționez că noi suntem un club în totalitate privat, care trăiește doar din sponsorizări, din finanțările pe care le avem din partea primăriei și din partea RomGaz. Niciun copil din cadrul Academiei nu plătește niciun leu pentru participarea la antrenament, pentru antrenor sau pentru participarea în competiție. Practic, la clubul nostru, absolut totul este gratuit. De asta mă bucur că am reușit să ofer copiilor bucuria de a face fotbal. Cum reușiți să vă mențineți? Știu că se muncește mult în spate pentru a obține finanțările respective, pentru că nu mai trăim, anii 2000, când poate se investea mai ușor în sport sau poate convingeai mai repede un antreprenor sau o firmă să investească în echipele orașului. În momentul de față sunt finanțat în mare parte de către Primăria Media și sunt finanțat printr-un ghid de finanțare care e destul de restrictiv și impune foarte multe lucruri. Plus de asta, pe acest ghid de finanțare e raportat la o anumită perioadă a anului, nu pot fi pe toată perioada anului finanțat. De asemenea, și compania RomGaz este alături de proiectul nostru. Așteptăm și celelalte companii care își desfășoară activitatea pe teritoriul orașului nostru, pentru că așa mi se pare normal. Și spun lucrul acesta pentru că mă uit și la echipele din străinătate, hai să zicem, de exemplu, în Germania, unde Wolfsburg-ul, pentru că au fabrica Volkswagen acolo, e principala finanțatoare a clubului, sau la Leverkusen, compania farmaceutică Bayern pentru medicamente, la fel, e principala finanțatoare. Practic, peste tot în lume. Da, a fost la un moment dat și la nivel de Mediaș, până când clubul Gazmetan s-a desființat, la fel, compania RomGaz și TransGaz au fost principale care au finanțat clubul Gazmetan. Din păcate s-a ajuns unde s-a ajuns, presupun că și domnii de acolo sunt oarecum reticenți asupra acestui aspect, asupra fotbalului, însă trebuie să înțeleagă și dânsii că în momentul de față totul este transparent, sănătos și ce e cel mai important, consider că e administrat de niște oameni curați, să zic așa, niște oameni corecți. Și dedicați sportului, în primul rând, fotbalului. Niște oameni de-ai locului. Da, și cred că lucrul ăsta contează cel mai mult, pentru că suntem medeșeni, cei care administrăm. Câți antrenori aveți alături de dumneavoastră? Ce v-a fost greu să mențineți din ceea ce, să spunem, a fost la un moment dat? Da, am menținut toți antrenorii care au fost înainte la clubul Gazmetan și aici mă refer la Academie. Sunt și în momentul de față, probabil că și acolo mai trebuie făcute unele ajustări. Mi-a fost foarte greu să păstrez jucătorii valoroși care erau la categoriile de vârstă mai mari, pentru că foarte mulți din ei aveau oferte. N-am avut ce să fac, am pierdut mulți din ei și aici l-aș menționa și pe Edi, pe Lengel, care în momentul în care eu am preluat clubul ACS Mediaș, a plecat la Interstar Sibiu și acum de câteva zile a semnat cu Lecce, o echipă din Italia. Da. Atunci avem generații, să zic, bunicele și la categoriile mari de vârstă, însă de la 15 ani în jos, eu zic că avem generații foarte bune care în viitorul apropiat o să producă din nou jucători de Liga 1. Și în momentul actual avem la echipa de seniori câțiva jucători foarte buni care deja au oferte de la cluburile de Liga 1, de la Liga 2, foarte multe oferte, însă nu vreau să mă debarasez de ei.
Vreau să continui acest proiect pe care l-am început marșat, să zic așa, pe jucătorii din oraș sau jucătorii din zonă și sper la un moment dat, dacă îi voi vinde, să-i vând de la Liga 1. Cum îi motivați să nu-și dorească să plece de la echipa mediașului de la ACS? Da. Probabil că și eu am mai lucrat și cu alți antrenori. Văd cât de mult suflet punem aici la clubul nostru. De asemenea, toți oamenii pe care i-am sunt doar oameni de fotbal. Nu avem alți oameni angajați din exterior, deci doar foști sportivi care știu cu exactitate ce înseamnă fotbalul de performanță. Eu cred că în cadrul unui club contează foarte mult acest aspect și cred că și jucătorii simt acest lucru. Cu cât creșteți mai mult, aveți nevoie de mai mulți bani. Da, cu siguranță. V-ați făcut planul în acest sens? Da. Comparativ cu anul trecut, în urma discuțiilor pe care le-am avut, Primăria Municipiului Mediaș ne-a mărit considerabil finanțarea. Încă nu am avut o discuție clară în acest sens și cu compania Romgaz, însă în urma întrevederilor pe care le-am avut anul trecut, la fel, o să beneficiem din nou de o sponsorizare, însă nu știm exactitate cuantumul ei. Ce sumă? Și atunci bănuiesc că vă e greu câteodată și să stabiliți practic. Da, e greu cum împărțiți banii, să stabilești niște obiective în momentul în care nu ai o finanțare clară. Însă încercăm să ne administrăm așa cum putem noi mai bine. Avem alături de noi și multe firme din oraș care, să știți că nu sunt puțin la număr și sunt alături de proiectul nostru și apreciază foarte mult ceea ce facem noi pentru comunitatea mediteraneană. Da. Aveți și mulți suporteri, am văzut acolo alături, care vă susțin, da, de aproape. Avem foarte mulți suporteri și apreciază faptul că am preluat, să zic așa, frâiele într-un timp foarte scurt și n-am lăsat ca acest spirit să moară. Vă dați seama, nu putem folosi numele, nu putem folosi emblemă, nu putem folosi nimic, pentru că automat am atrage după noi niște datorii uriașe. Însă toată lumea știe că ne-am născut, am crescut și trăim în suflet cu Gazmetan. Cu Gazmetan. Și până la urmă sunteți medeșeni și echipa Mediașului. Bănuiesc că v-ați resemnat cu faptul că... Nu, oarecum. Deși cred că majoritatea se gândesc când spunem ACS, da, la Gazmetan. Da, am luat legătura cu mai multe case de avocatură în acest sens, însă până nu avem ceva concret, nu pot să vă spun nimica. Deci faceți încă demersuri în acest sens, n-ați lăsat lucrurile, da, deoparte. Da, ne-am dorit, vă dați seama că ne-am dorit la un moment dat să reluăm vechea denumire și tot ce a fost Gazmetan. Acum așteptăm. Să vedem ce se va întâmpla. Apropo de stadion și de locația unde vă desfășurați antrenamentele și activitatea de zi cu zi, cred că aceasta este cea mai dificilă problemă, spune la ora actuală. Este cea mai dureroasă, pentru că ne este foarte greu să aducem jucători de la un nivel mai superior și să le oferim condițiile pe care noi le avem în momentul de față. Ne desfășurăm activitatea în paralel cu mai multe grupe de copii și juniori. O dată repet, avem 420 de copii. Asta înseamnă că trebuie să împartă vestiare, că trebuie să... Da, ceva de genul. Timpul. Sunt niște condiții, să zic așa, mult sub Liga 3-a. Da, avem niște condiții, să zic, total improprii sportului de performanță. Din păcate, avem în apropierea noastră un stadion care ne-ar oferi condiții, să zic, foarte bune pentru club de Liga 3. Acolo am putea beneficia de un stadion unde să poată oamenii să vină să stea normal, să zic așa, în tribune, sau dacă plouă să
poate să stea sub o tribună acoperită. În fine, la fel. Dar cel mai important sunt condițiile, sunt condițiile pe care le au jucătorii până la urmă. Cred că e... Da, da, și pentru spectatori. Pentru că, cu atât repet, nu avem condiții deloc pe stadionul 8 mai. Nici toalete pentru suporteri când vin la meciuri. Condiții total improprii și nu mi se pare normal, pentru că stadionul Gazmetan a fost construit pentru comunitatea orașului nostru, a fost construit pentru activitățile sportive, nu doar fotbalistice, ale orașului nostru. Nu văd de ce compania Romgaz de atâta timp nu apreciază eforturile pe care noi le facem pentru acești copii, că la urma urmei noi suntem un club privat, ei sunt o companie de stat și din punctul meu de vedere activitățile sociale dintr-o comunitate mai degrabă le văd ca o obligație din partea lor. Am făcut foarte multe demersuri în acest sens, din păcate nu am primit niciun răspuns afirmativ, în sensul că mi s-au cerut niște sume pe care noi nu ni le permitem să le plătim. Deci, sumele pe care noi le-am văzut vehiculate în social media, undeva la 80.000 de euro, aproximativ 6 luni, 6 luni de zile. De comodat. Da, pe comodat. Ce înseamnă cei 80.000 de euro? Adică nici noi nu am primit un răspuns concret în acest sens. Am făcut mai multe solicitări să ni se detalieze ce anume înseamnă suma respectivă. Din păcate, nu le-am primit. V-aș întreba, dacă bănuiesc că și pentru a juca meciurile, poate că toate acestea sunt incluse. Cât costă să închiriezi un stadion să joci un meci? Deci noi am închiriat până acum de 3 ori stadionul Gazmetan. De fiecare dată am plătit în jurul sumei de 8.000 de euro închiriatul pentru un singur meci. 800 de euro? 8.000 de euro. 8.000 de euro, undeva la 38.000, 39.000, cu tot cu TVA suma. Dar în altă parte, în alte orașe? În alte orașe, de exemplu, la Dumbrăveni, mi s-a oferit totul gratuit. Stadionul Hermannstadtului, la fel, este dată hotărâre de Consiliul Local. Noi fiind Liga 3, putem închiria pentru un joc cu 6.000 de lei. Mult mai ieftin. Da, mult mai ieftin. Este o hotărâre la nivel de CA Transgaz, din câte am înțeles. Probabil că orice hotărâre poate fi modificată. Să, din păcate, nu am găsit deschidere în acest sens. Am fost la nenumărate discuții, nenumărate ședințe, dar din păcate nu avem susținere. Din ceea ce am văzut tot în social media, suporterii au înaintat scrisori mai departe către premierul României. Da, în speranța că vor găsi acolo un răspuns sau poate că vor găsi o portiță în care se va putea crea o înțelegere. Da, ne bucurăm că au făcut aceste lucruri, chiar sunt de apreciat. Cu siguranță și aceste lucruri ne ajută. Am fost abordat de către suporteri și de către mai mulți oameni în oraș cu privire la o manifestație care să aibă loc în fața sediului Transgaz. Deocamdată eu zic că trebuie să mai așteptăm. Care ar fi suma corectă din punctul dumneavoastră de vedere pentru echipa ACSM? Deci care ar fi suma corectă pe care v-ați permite-o? Deci o sumă corectă eu aș vedea-o cu cifra zero și aș dori ca și compania Transgaz, cum a făcut-o până momentul desfințării gazului metan, să vină alături de activitățile sportive din orașul nostru. Așa mi se pare normal. Dacă mă întrebați în momentul de față, eu le-am făcut o solicitare prin care pentru 6 luni le-am acordat suma de 40.000 de lei, însă mi-a fost respinsă. Deci e prea puțin pentru fără companie. Doar închiriere, fără taxă de utilități. Și atunci ce faceți? Cum vă descurcați? Cum de vă desfășurați meciurile, dacă trebuie să aveți meciuri și acasă? Le desfășurăm pe terenul 8 mai, unde avem 400 de locuri în tribună. Probabil că ați văzut și în presa locală mai multe fotografii.
stau oamenii cățărați pe garduri. Suntem ca o echipă, să zic așa, de județ, din punct de vedere al condițiilor pe care le avem în momentul de față. Altă bază în orașul nostru, care să ne ofere condiții optime pentru Liga a treia, nu avem, nu găsim. La începutul acestui sezon am încercat varianta Dumbrăveni, ne-am gândit și la varianta Sibiu, să ulterior am renunțat pentru că am omologat stadionul 8 mai și am considerat că suporterii trebuie să fie alături de echipă și practic echipa este a Mediașului și trebuie să-și desfășoare meciurile în oraș. În Mediaș. Pentru a putea fi alături, așa cum spuneați, și medeșenii și tinerii care iubesc acest sport. Bineînțeles. Dar, dacă mergeți, dacă, și probabil că se va întâmpla, veți merge mai departe. Mă gândesc că Liga de fotbal cu siguranță, cere dacă vom alte promova, condiții. Liga. Dacă vom promova în Liga a doua, cu siguranță nu o să putem să ne desfășurăm jocurile. Jocurile și activitatea pe stadionul 8 mai. Atunci ne vom gândi și la alte alternative. Avem echipă de fotbal, avem stadion, dar nu putem utiliza stadionul. Trist, dar adevărat. Foarte adevărat. Cred că suntem unicul oraș din țara asta care suntem într-o astfel de situație. Da. Așteptăm... Oricum, un răspuns, cred că nu este săptămână în care să nu se vorbească despre acest subiect. Cel puțin am văzut în social media și suporterii și medeșenii mereu își exprimă opinia în acest sens. Poate că conducerea Transgaz va lua în considerare toate aceste, să spunem, dorințe și la un moment dat va veni cumva înaintea voastră pentru o înțelegere. Da, sperăm să se întâmple acest lucru. Noi ne-am asumat mai multe cheltuieli din cadrul stadionului. Nu văd de ce nu ne-ar închiria stadionul, pentru că, repet, într-o continuă stare de degradare, ne-am luat angajamentul să întreținem baza, să întreținem stadionul, gazonul și tot absolut. Sperăm că în viitor apropiat să existe deschidere și să vină și dânsii alături de noi. Iar viitorul să fie cât mai aproape, așa cum spuneați și dumneavoastră, pentru că dacă nu folosești un lucru, așa cum bine știm și acasă, dacă nu locuiești, se degradează. Da, așa este. Probabil că noi am văzut doar pozele făcute din exterior. Nici nu vreau să mă gândesc cum arată vestiarele și restul bazei în interior. Părăsite. Părăsite cu siguranță. Despre ce transferuri ați vorbit anul acesta? Cine a plecat? Cine a venit? Ce vă doriți? Da, prima dată vreau să mă refer la plecări. Au plecat în principal jucătorii care nu au evoluat în prima parte a sezonului și care am considerat că trebuie să meargă la alte echipe ca să prindă minute mai multe. De asemenea, a mai plecat jucătorul Răzvan Trif. El, în momentul în care a semnat cu noi, a stipulat o clauză în contract prin care, în orice perioadă de transferuri, dacă își găsește o echipă la nivel superior, poate pleca. A plecat la UTA, a activat respectiva clauză. Pentru noi e o foarte, foarte mare pierdere, într-un post care în momentul de față l-avem deficitar și încă căutăm locuitor. Astăzi am semnat acord de transfer al lui Baba Emanuel, la fel un jucător foarte important. La fel, în momentul în care mi-a fost împrumutat de către clubul Hermannstadt, avea stipulat o clauză contractuală, fiecare pauză, fiecare perioadă de transferi poate fi luat. El a fost luat de către Hermannstadt și împrumutat mai departe la clubul din Schellenberg. A fost și
dorința acestor jucători să plece? Bineînțeles, merg la un eșalon superior. E vorba și de alte contracte, e vorba și de alte perspective, alte condiții de pregătire, că tot vine, a fost vorba înainte de stadion. Cum se desfășoară acum pregătirea la stadion? Jucătorii stau fiecare, mai faceți cantonamente? Da, reușiți? Facem, în momentul de față suntem în cantonament, avem 10 zile de cantonament, zilnic avem câte două antrenamente. Da, condițiile sunt aceleași. Din păcate, sunt alte dată cantonamentul, jucătorii stăteau împreună toți în cantonament, nu stăteau acasă, acum stau acasă, bănuiesc, nu, fiecare. Nu, acum facem un cantonament centralizat, stăm împreună toți. Da, e primul cantonament pe care îl facem, am mai făcut unul, dar nu a fost de așa lungă durată ca cel actual. Însă dacă vrem performanță sportivă, trebuie să facem și sacrificii. Cât, nu știu, cât de greu este să faceți performanță și, așa cum spuneați înainte să intrăm în emisiune, salariile nu sunt foarte mari și știm că în lumea fotbalului se vorbește și despre bani mulți, nu despre salarii mici, pentru că jucătorul are o perioadă, nu joacă toată viața și, practic, el renunță la foarte multe lucruri pe lângă, pe lângă fotbal și își se privează de altceva. Și atunci e normal că ar trebui să se gândească la o sumă mai mare. Cred că principalul nostru avantaj este că suntem cu toții foști sportivi și, sau oameni de fotbal. Oameni care, să zic așa, știm cu ce se mănâncă fotbalul. Contracandidatele noastre, de exemplu, sunt cam toate în subordinea directă a primăriilor sau a consiliilor județene, sunt echipe publice. Cu siguranță la echipe publice nu sunt doar oameni de sport și de fotbal. Cu siguranță sunt și oameni care vin din alte domenii. Cu siguranță nu administrează atât de bine. Deci considerați că aveți un avantaj? Bineînțeles, pentru că suntem cu toții din fotbal și, de exemplu, eu, dacă am un jucător în probe, nu trebuie mai mult de o repriză să-l văd să știu că e bun. Probabil, la un club public, nu se urmăresc doar aspectele sportive, din punctul meu de vedere. Pot spune că, la nivelul bugetului, suntem undeva la jumătate sau mai jos de jumătate decât toate contracandidatele noastre. Da, aici mă refer, dar există dorință mai mare? Aici mă refer la Gloria Bistrița, care e în subordinea directă a primăriei și a Consiliului Județean, la fel la echipa din Alba Iulia, la echipa din Zalău sau la echipa din Satu Mare, care sunt direct finanțate de către instituțiile publice. Și aici este un paradox. Din păcate, aceste echipe pot fi finanțate în mod direct, însă doar până la Liga a doua. Cum știm cu toții, echipele publice nu pot accede mai departe. Nu pot merge în Liga întâi, pentru că UEFA nu permite acest lucru. Practic, în România, oarecum, și aici mă refer strict la cluburile publice și nu am nicio problemă cu absolut nimeni, sunt susținute, să zic așa, activitățile care nu pot face performanța. Și totuși este trist. Cred că totuși la nivel național trebuie dată o lege care să, știu, oarecum să priveze, să le priveze de acest lucru. Eu mă gândesc că la Liga 1 e vorba și despre mai mulți bani și despre alte câștiguri și despre alte finanțări și dacă mă gândesc că o echipă cum e ACS Media și o ajunge în Liga 1 și va fi nevoie de așa mulți bani, nu știu dacă veți reuși să obțineți o finanțare sau orașul își permite o finanțare atât de mare încât să susțină doar o administrație, o astfel de echipă. Da, haideți să ne gândim că acum câțiva ani clubul din Mediaș Gazmetan probabil era unul dintre cele mai stabile cluburi din țară. Dar erați finanțați de Romgaz, de
Și de ce nu am putea fi din nou finanțați de Transgaz? Acolo, acolo mă gândeam, RomGaz și Transgaz. Exact. Pe lângă asta avem și primăria, care înainte la Clubul Gazmetan nu a fost implicată. Numai la, chiar în ultima perioadă. Și la Liga 1 sunt drepturile TV, care, să zic așa, cam la majoritatea vin cluburilor, niște bănuți. La majoritatea cluburilor asigură peste 50% din, din buget. Din buget. Da. Și la Liga 2 sunt sume destul de mari. Deci nu știu dacă, comparativ cu Liga 1, e cam acolo, poate foarte puțin trebuie adăugat. Deci trebuie să mai trageți puțin? Că, da, eu cred că acesta este pasul cel mai mare spre Liga 2. Practic, din Liga 2 vorbim și despre alte finanțări, pentru că s-ar putea să... Da, și la Liga 2, din punctul meu de vedere, este mult mai simplu să promovezi la Liga 1 decât la Liga, de la Liga 3 la Liga 2. Pentru că în Liga 2, în momentul de față, sunt 8 echipe. Și doar una, și doar direct, una plece, pleacă. Finanțate direct de către instituțiile publice care nu au drept de promovare. Practic sunt numai vreo 12 sau 10 cu drept de promovare. Și practic în aceste 10 promovează 2 direct și încă 2 dau baraj. Deci este mult mai simplu. Unde vă vedeți? Noi. Sau noi, ce șanse credeți că aveți în primul văzând și în primul, cum a evoluat echipa? Da, principalul nostru obiectiv să formăm o echipă foarte bună. Cu siguranță, dacă vom fi acolo unde nu ne vom da la o parte. În momentul de față avem câteva posturi deficitare, unde suntem descoperiți. Mai sunt încă 4 zile din perioada de transferări. Sunteți în discuții cu jucători? Suntem în discuții cu mai mulți jucători. Până în momentul de față am adus un jucător de la Poliaș, care este și jucător under, adică noi trebuie să avem în permanență pe tot parcursul unui joc 3 jucători 2004 născuți sau după 2004. El se încadrează în categoria aceasta. Anul acesta competițional a evoluat, dacă țin minte, de 10 ori la nivel de primă ligă. Am adus de asemenea pe Mihai Petra de la Ceahlău Piatra Neamț, un jucător de asemenea cu experiență la nivel de Liga 2 și 3. Și de la Csíkszereda, de la Miercurea Ciuc, l-am adus pe Szilárd, la fel, un jucător foarte bun, foarte puternic, maghiar, un jucător care a evoluat și în campionatul maghiar. Ce trebuie să... cred că ne va ajuta foarte mult. Ce trebuie să le oferiți jucătorilor care îi aduceți la Mediaș? Trebuie să le oferiți cazare, masă, un salariu decent, bănuiesc? Exact, da. Le oferim o masă, cazare, care iau chirii, iau apartamente. Asta e o normalitate când ajungi când aduci un jucător din altă localitate. Așa e la toate cluburile din țară. Copii de la, nu știu, de la echipele mai mici? Aveți în vedere? Sunt, da, păi promovăm, să zic așa, în continuare, care îi vedem de perspectivă. Încă o dată repet, la grupele mari nu avem copii foarte, foarte buni, pentru că au plecat când s-a desfințat gazul metan. Aici vorbim de grupele de 16-18 sau... Da, da, dar deja avem de la grupele de 2008-2009 jucători care se antrenează cu echipa de seniori, care sunt și convocați constant la loturile naționale. Dar avem pe Fabio, pe Blaga, pe portarul care este 2006, care a apărat toate minutele în acest sezon, pentru care avem discuții cu echipe de la prima ligă, de la locurile fruntașe. De la Liga 2 cred că a fost sunat pentru el, cred că de cel puțin 5 echipe. Își dorește să plece? Nu lăsăm noi să plece. Păi și eu de mă la gândesc... Liga 3 e foarte greu să-l vindem și să obținem o supă, să zic așa, considerabilă. De asemenea, avem oferte și pentru Cristi, pentru Avram, capitanul echipei, la fel născut 2003. Și pentru mai mulți jucători tineri, însă eu nu aș vrea să pierd
zic, ideea pe care a plecat să fie proiectul nostru. O bună parte din jucători medeșeni. Din Mediaș, da. Și paradoxal, doar pentru el oferte. Știi cum e, da. Că întotdeauna, oricum, și eu cred că fiecare copil care ajunge să joace chiar și la o echipă mare în orașul lui, cred că își dorește cumva să vadă cum e și afară și poate așa mai spre final de carieră și-ar dori să se întoarcă înapoi acasă. Da, eu aș spera să aibă toate performanțele și tot aici, la orașul la Mediaș. Așa cum ați avut și voi și cum ai fost și tu, dar bănuiesc că ai avut și colegi care și-au dorit să plece mai departe, au plecat, au evoluat. Ca și copiii noștri, creștem dacă vor rămâne în zona noastră, dacă nu vor pleca și vor lua zborul. Da, așa este. Dezavantajul asta. Că suntem într-un oraș mai mic. Da, echipa asta am creat-o pentru Mediaș. Orașul Mediaș și m-aș bucura foarte mult din jucătorii pe care îi am în lot, jucătorii care evoluează în primul 11, să fie din orașul nostru. Mergi des la antrenamente? Aproape fiecare zi mă duc. Da. Mergi să-i vezi, și pe cei mici? Da. Să vezi cum evoluează? Da, da, da. Cum... da, mă duc și la cei mici. Da, îmi doresc o reorganizare și la nivel juvenil, chiar dacă la nivel de rezultate stăm foarte bine comparativ cu cei de la Sibiu. Dar eu vreau mai mult de atât. Vreau academia noastră să fie o continuă pepinieră pentru echipa de seniori. Asta este, cred că, da. O normalitate într-o lume normală, da, să avem o pepinieră. Exact. Mă gândesc că la orice nivel, în orice sport, ar trebui să ai în spate copii care vin să continue. Să știți că în ultimii ani, de fapt în ultimii ani, întotdeauna Mediașul a avut o pepinieră bună. Dați-vă și la cel mai bun jucător din campionatul intern, care e și golgheterul campionatului intern. Și capitanul echipei Steaua, Darius Odaru, crescut, format în Mediaș, la cluburile din Mediaș. Cred că ar trebui de fiecare dată să ne lăudăm cu acest lucru. De asemenea, le avem pe Iulian, Cristia, jucători de echipă națională, acum evoluează la Rapid. Când care, au timp liber, nu îi aduceți la Mediaș, da, să-i cunosc jucători. Chiar de Crăciun i-am avut de împărțit cadouri copiilor de la centru. Eu cred că acești jucători sunt un exemplu și pot fi un exemplu și pentru mai departe, pentru tinerii care visează să ajungă marșobăniști. Da, și sunt convins și copiii pe care am acum, cu siguranță la un moment dat nu o să-i mai pot ține și va trebui să îi las să plece. Îmi doresc să plece cât mai sus, de aceea nu dau curs la primele oferte care vin. De asemenea și clubul să aibă ceva de câștigat, dar referitor la jucătorii pe care i-am în momentul de față și care i-am amintit mai devreme, sunt convins că vor face pasul într-un timp foarte scurt către Liga 1 și la fel cum ne lăudăm cu Olaru și cu Cristia, ne vom lăuda și cu Blaga și cu Avram și cu Stan și cu ceilalți copii care sunt. Cu siguranță. Deci obiectivul principal al anului 2024 care este? Accederea. Da, repet, îmi doresc foarte mult să formăm o echipă cât mai competitivă. Avem foarte, foarte mulți tineri în cadrul echipei de seniori. Îmi doresc să mai aduc și câțiva de la echipele de juniori, cum v-am spus, care se antrenează și pe care îmi doresc să-i debutez. Referitor la accederea în Liga 2, încă o dată vă repet, în momentul de față nu știu dacă avem resursele necesare, însă dacă vom fi acolo, cu siguranță nu ne vom da la o parte. Noi vă dorim succes, vă ținem pumnii cu ochii pe voi de fiecare dată și, ce să zicem, toate cele bune și sperăm că stadionul la un moment dat va fi al echipei. Da, ne-am bucurat foarte mult să avem stadionul. Sper și pe această cale să ne vadă
cei din compania Transgaz și să vină alături de proiectul nostru. De asemenea, vă mulțumesc frumos pentru invitație și sperăm data viitoare când mă chemați din nou să vorbim de la un alt nivel. Succes! Succes vă doresc! Succes tuturor sportivilor care activează în cadrul clubului ACS Mediaș. Vă ținem pumnii și suntem mereu aproape de voi. Seară bună să aveți! Ne revedem mâine la Mediaș 120, începând cu ora 18 și un sfert. La revedere! Thank you.